În perioada în care au fost construite aceste clădiri industriale de la Mina Petrila, despre robotică se știa poate doar din cărțile lui Isaac Asimov sau din filmele celebre Star Wars. Iată că peste ani și ani, odată cu restructurarea și restrângerea sectorului minier, aceste clădiri și-au găsit o utilitate unde credeți? Chiar în ceea ce privește dezvoltarea sectorului de robotică. Ei bine, aici, odată ce a dispărut inima lui Stalin, au început să apară roboții. Sunt roboți născuți din pasiunea, inteligența, îndemânarea și ingeniozitatea unor copii de liceu, care de aici, din Petrila, de la Petroșani sau de peste tot din Valea Jiu, din județul Hunedoara, și-au dat întâlnire pentru prima oară la ceea ce înseamnă de acum înainte hub-ul de robotică UAFI din Valea Jiului. Este primul hub de robotică din România, iar ceea ce veți vedea că sunt capabili acești copii să creeze și să conducă în domeniul ingineriei și al roboticii, ne face să credem că până la urmă strămoșii lor, cei care au construit aceste clădiri de la Mina Petrila, chiar dacă n-au știut despre roboți decât din cărțile lui Isaac Asimov sau din celebra serie cinematografică Star Wars, vor fi fără îndoială fericiți știind că urmașii lor au pus pe picioare primii roboți ai acestei țări aici, la Petrila, la fosta mină. Ce înseamnă un astfel de hub de robotică aici, la noi, pe planeta Petrila? Înseamnă ce așteaptă elevii de liceu, de fapt, de la ceea ce putem noi să le oferim, adică un spațiu în care se poate să-și desfășoare activitatea, un spațiu prin care să se poată reprezenta și prima astfel de inițiativă în partea aceasta a României. Înseamnă de asemenea confirmarea că Valea Jiului poate să fie Robotics Valley și de asemenea înseamnă confirmarea că ne trecem de la Valea Jiului la Valea Roboticii, de la Jalea Viului, cum o știm noi, către Jewel Valley, pe care o știm noi, adică Valea Diamantelor, și diamantele în cazul acesta sunt elevii de liceu care promovează Valea Jiului prin robotică. Da, spune, de unde sunt cei care vin aici, pentru că nu sunt doar din Valea Jiului? Da, într-adevăr, sunt de la 10 licee, practic toate cele care fie au echipe de robotică în momentul acesta sau sunt preocupate de acest domeniu, din Hunedoara și județul Gorj, vin să învețe unii de la alții cum să dezvolte astfel de activități, adică o activitate, să zicem așa, de tutorat realizată de către cei care deja sunt mai evoluați, către cei care ar urma să intre și să zicem așa, să-și dezvolte această activitate. Și ce e cel mai fain e că e și realizată sub umbrela Nație prin Educație, adică vin aici reprezentanții celor care organizează competițiile de robotică și faptul că vine aici o confirmare că ceea ce spunea un an anterior, că ce se întâmplă la Petrila și Petroșani e extraordinar, pentru că raportat față de centrele mari e un impact mult mai mare în rândul populației și rezultatele sunt mult mai bune raportate la posibilitățile zonei, deci ceea ce spuneau ei se confirmă și admirația lor până la urmă e nu doar spusă, ci și dovedită. Ce este Robotic Valley? E o reuniune a tuturor inițiativelor echipelor de liceu. Acum știm că fiecare echipă de liceu în parte, fiind parte dintr-un oraș, să zicem așa, dintr-un colegiu, cu câte o culoare, să zicem așa, sau câte o anumită influență, fiecare poate trage în așa fel încât să iasă cât mai mult în evidență. Ce facem prin Robotics Valley, de jos în sus, așa împreună cu echipele, sigur, de robotică, este să reunim toate într-un concept unitar în care vrem să aducem, de fapt, și mediul economic, vrem să aducem, sigur, pe lângă școli, administrațiile locale, în așa fel încât să susțină aceste activități și, de asemenea, universitatea, care este elementul principal și de asta este și aici la evenimentul nostru. Am profitat noi de prezența ta aici să ne spui despre o viitoare aripă a muzeului feroviar. Da, într-adevăr, ne bucurăm de sprijinul pe care îl primim la București din partea Autorității pentru Reformă Feroviară. Ei realizează acum o serie de, putem să zicem așa, o reformă în domeniul feroviar și descentralizează decizia în ceea ce privește felul în care se desfășoară activitățile în legătură cu patrimoniul și transportul feroviar. Și din punctul acesta de vedere sunt două vești bune. Prima se leagă de linia Petroșan-Lupeni, care știm că nu mai este utilizată pentru transportul de călători și care acum poate să fie preluată de către autoritățile locale ca să fie pus un tren care poate, de exemplu, când vine trenul de la Cluj sau de la București, să o ramă care să realizeze legătura către Straja în cazul acesta sau către Petrila, către exploatarea culturală care are din nou acces pe calea ferată. Și aici avem din nou susținere din partea lor și suntem eligibile, am reușit să avem un paragraf prin care să fim eligibili și noi de așa ceva aici în Valea Jiului. Și a doua componentă e cea legată de Muzeul Feroviar, adică Muzeul CFR, care trece printr-o reorganizare, printr-o rupere de fapt de Centrul Național de Calificare în domeniul feroviar și ruperea aceasta înseamnă consolidarea poziției Muzeului CFR în București și înființarea unor filiale.
filiale. Era inițial doar specificația aceasta unor filiale. Am fost acum două zile la București, tocmai pentru a spune că aceste filiale trebuie să fie clar determinate și vor fi la Petroșani, la Dej și la Iași, adică acolo unde există deja inițiative și susținere din partea atât autorităților locale, cât și din partea mediului asociativ, pasionaților de domeniul acesta. Și pentru noi la Petroșani înseamnă cea mai mare infrastructură feroviară care nu este utilizată în momentul de față, depoul, turnul de apă, tot acel ansamblu, care își va primi o utilitate. Pe lângă componenta aceasta de filiala Muzeului Național Feroviar, va fi aici și un centru de calificare în domeniul restaurării pentru locomotive și ceea ce sperăm noi, și de asta a fost și colegul nostru Viorel Stroie la acest eveniment, la această dezbatere publică, este să aducem mocănițe de prin altă parte care sunt neutilizate în momentul de față, să le restaurăm și să le punem pe calea ferată îngustă pe Trila Petroșani, să le punem pe, să vizităm, să zicem, Țara Hațegului, să mergem către Bumbești sau să mergem către Lupeni și să aducem turiști în toată zona aceasta, de data aceasta cu locomotive de epocă. În primul rând, noi suntem echipa de robotică din Petroșani, care în acest moment are ca scop să formeze cât mai multe echipe noi de robotică în Hunedoara. Avem și invitați echipe de robotică care deja sunt formate și care sunt aici să ne ajute în acest weekend. Și ca să vă zic și ce facem în acest weekend, facem primul hackathon special pentru elevii de liceu, special pe robotică din România, în care practic unim elevii care nu au experiență deja în robotică și cu cei care au experiență în robotică și le arătăm de fapt cu ce se mănâncă tot procesul de a face roboți. Știu că voi sunteți foarte buni și cred că fiecare liceu sau dacă nu din două, unul are un astfel de cerc. Voi ați ajuns până departe, spune unde ați ajuns voi. Da, anul acesta am concurat pe etapa națională la concursul First Tech Challenge, de la care o să și avem reprezentanți astăzi aici la eveniment, la deschidere. Și tocmai că scopul nostru este să formăm câte un cerc în fiecare liceu. Știm că există licee în care nu există astfel de cercuri, de asta avem aceste licee prezente aici astăzi, ca să le formăm la finalul weekendului echipei și să se poată lansa în competiție. Cum ați învățat voi programare? Cu ajutorul celor care erau deja în echipă. Tot procesul de învățare a fost individual, să zic așa. Încercăm să nu ne bazăm foarte mult pe mentorii noștri și să ne bazăm pe propriile noastre cunoștințe și puteri de a învăța. Și învățăm în fiecare zi cât mai mult. Tutoriale de unde? Tutoriale, alumnii din echipa noastră care s-au întâlnit cu noi fizic și online, care să ne învețe toate bazele roboticii de programare. Alumnii. Sunt absolvenții echipei noastre, da. Partea de software sau hardware nu e faza care e mai greu, e ce te atrage mai mult. Dacă te atrage mai mult partea de software, automat te descurci mai bine. Dacă te atrage mai mult partea de hardware, automat te atrage mai bine. De exemplu, noi la WAFI avem mai mulți care sunt mai atrași de partea de hardware, dar ne descurcăm și pe soft, nu e chiar așa de complicat, mai mult cu ajutorul de la alumnii, dar ne descurcăm foarte bine și pe partea asta. Ca și echipă avem rezultate foarte bune, anul ăsta am ajuns și noi la etapa națională. Planul nostru ca și echipă este mai mult să ne asigurăm că echipele deja existente la liceele de aici nu o să se desfame și le oferim suportul nostru cât mai mult posibil ca să ne asigurăm că nu o să scadă numărul de echipe în timp ce alfabetul încearcă să-l crească. Și ca rezultate personale pot să zic că mă implic foarte mult pe partea asta de robotică și tot ce ține de hardware ca să promovez echipa în cât mai multe planuri. Cum am fost recent la un hackathon în Timișoara, unde am și reușit să câștig un premiu împreună cu echipa mea pe partea de AI. Te vezi lucrând în domeniul ăsta? 100%. Vreau să merg pe facultatea de robotică, să activez în domeniu și să mă întorc în vale și să ajut să activeze cât mai multă lume în domeniu. Să și premii. Am susținut echipele de robotică din Valea Jiului să aplice pentru New European Bauhaus și sunt în finală dintre 1450 de aplicații. Ei se află acum în cei 61 de finaliști și este foarte, foarte important să-i votăm cu toții, pentru că cei care o să strângă cele mai multe voturi pe Europa o să câștige 30.000 de euro. 30.000 de euro pe care putem să-i aducem în România, în Valea Jiului, prin intermediul acestor tineri de la robotică. Și suntem foarte norocoși noi în Valea Jiului că avem acești tineri și au rezultatele pe care le au, pentru că au deja premii la mai multe niveluri și vedeți că sunt tot mai susținuți din toate părțile. Weekendul acesta o să fie, de fapt, sunt două mari evenimente. Este deschiderea evenimentului aici la Planeta Petrila, în colaborare cu echipa WAFI de la
Colegiul Tehnic Brâncuș din Petrila și noi Alfabit de la Mihai Eminescu din Petroșani. Noi vrem să facem ceva măreț aici la sala compresoare, un hub de robotică și echipa Alfabit mai are organizat azi, mâine și poimine în Parâng un alt eveniment, un simpozion, un hackathon, în care am invitat multe echipe de robotică din Petrila, Petroșani, Hunedoara, Deva, Târgu Jiu și alte echipe, alte licee din Valea Jiului, Lupeni, Vulcan, Hațeg, care nu au încă echipe de robotică, dar ar vrea să-și organizeze. Și atunci ne-am gândit, pentru că vin atât de multe echipe, cu copii cu interese comune, să începem toată această activitate aici, la sala compresoare, unde vrem să fie chiar un loc unde să se întâlnească copiii și unde să putem și noi să concurăm pe pasiunea comună. Și ne-a spus că, tocmai pentru că e o mare deschidere, ați adus aici pe cei care au adus în România robotica de acest gen. Da, e vorba despre Nație prin Educație, asociația condusă de doamna Dana Războiu. Astăzi o să fie alături de noi Ana Popescu și Crista, că toată lumea se sub acest nume, cei care într-adevăr au făcut ca toate astea să fie posibil. Încă din 2016, cred, au inițiat acest proiect în care au adus marele concurs FIRST, care se organizează de ani de zile în America, l-au adus în România. Astăzi suntem sute de licee care au echipe de robotică și participă la acest concurs. E ceva nemaipomenit, într-adevăr. Sunt curios cum îi convingeți pe copii să învețe de unii singuri ceva ce nu fac la școală. Culmea, ne-a fost foarte ușor. Bine, eu vorbesc din punctul nostru de vedere. La liceul teoretic Mihai Eminescu chiar ne-a fost ușor. Bine, nu ușor, dar mai ușor. Mi-a fost mai ușor decât să-i conving să vină la Olimpiada de Fizică, vorbesc foarte serios. Am pierdut foarte mulți posibili participanți la Olimpiada de Fizică în favoarea roboticii, pentru că, într-adevăr, sunt copii pasionați, adică nu-i obligăm să vină. Sunt foarte mulți care își doresc, nu toți rămân pentru că trebuie, într-adevăr, foarte mult timp. Sunt copii care și seara, la 10 seara, rămân în școală ca să lucreze de drag la robotică. Intenția a fost, într-adevăr, să răspândim un stil de educație STEM care este baza educației în Statele Unite și în țările civilizate, dar nu ne-am închipuit că de la 50 de echipe în primul an o să ajungem la peste 200 după câțiva ani. Avem creșterea cea mai mare din lume la nivel de robotică, programe STEM inițiate de FIRST, asta reprezentând și ce alte concursuri gen FIRST Excellence robotică pentru studenți, pentru elevi, dar și pentru Lego League pentru copiii mai mici. Deci toate astea la un loc face ca România să aibă cea mai mare creștere de câțiva ani. Pandemia a fost singurul moment în care am dat înapoi, dar acum încercăm să introducem din nou echipe noi în competiție, de-aia am venit aici. Cum să se pare aici, la o fostă mină? Păi tocmai asta e senzația. Am pus pe listă rezultatele care au fost obținute de județ. O echipă care o avem aici reprezentantă, că juca campionatul mondial cu 5 medalii de aur, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată. Da, am fost acolo și am... Și acum americanii își aduc aminte de campionatul ăla. Și acum sunt oprit pe stradă în multe localități din lume care mă recunosc, oamenii spun, da, voi ați fost atunci și ați dat 5 medalii. După care, tot Hunedoara am luat o medalie de aur. Anul trecut am câștigat campionatul mondial în Statele Unite. Anul ăsta când am fost acolo și am luat iar vreo 4 medalii, toată lumea ne știa și România deja era altfel privită pe hartă. Adică ăsta a fost un șoc din primul an unde... Mai știau ceva că e undeva prin Europa. Anul ăsta, după ce am câștigat campionatul mondial, nu eu, echipa din Hunedoara, din Arad, a reușit oarecum să arate că România are un potențial pe care nu și-au putut închipui niciodată țările occidentale că vom ajunge. Iar tocmai asta e că copiii aici au o șansă să facă ceva. Pentru că un băiat cu care eu am fost în Statele Unite la Dean's List, din Petrila, și care este student în București și ține legătura constant, a arătat încă o dată celor de acolo că există niște resurse aici. Știu că el a fost, de exemplu, testat într-un container de US Army,
care avea stand acolo și am întrebat ca fiind adult cum poate să ajungă copilul la acolo la ei, pentru că l-a dat peste cap măsurătorile. Iar anul ăsta m-am întâlnit, pentru că la expoziția asta internațională de robotică, unde e campionatul mondial, vin toate marile companii de tehnologie din lume. Anul ăsta au fost CIA-ul și DOD-ul, Department of Defense, de fapt, al Statelor Unite, și au zis că preferă să ia copiii de când sunt mici. Deci robotica, în general, în Statele Unite, nu e privită ca o activitate, hai să facem ceva când ne plictisim, nu. Este o chestie în care sunt implicate departamente de marketing, de promovare, de organizare, de conducerea unei companii. Deci nu e ca construcția unui robot, este numai un motiv pentru copii să aibă o chestie de construit și să se poată să aibă o competiție în care să arate care au cea mai bună idee, și de-aia avem în competiția asta 21 de premii. Deci nu premiem în locul 1, 2, 3, suntem la Olimpiadă, sunt nemaipomeniți 3 copii sau primii 2 și restul pleacă acasă. Deci competițiile astea, cel puțin în sistemul ăsta care americanii l-au inventat, că ei au inventat treaba asta, fac ca toate școlile și toți copiii din toată lumea să se împrietenească, să vorbească. Acum, în vară, mai sunt câteva echipe din România unde acum 7 ani de zile nu e invitată nimeni. Sunt vreo 6 echipe invitate la un concurs după campionatul mondial, respectiv cele mai bune echipe din România. Un fel de Liga Campionilor neoficială. În anii trecuți nu era nimeni invitat pentru că nu eram pe hartă. Deci lucrurile au crescut și tocmai într-o zonă de genul ăsta, colega mea Ana și cu mine, mai sunt zone de genul ăsta în țară, dar aici este ceva extrem special. După ce am văzut Planeta Petrila, am zis că aici trebuie să ajungem. Cred că copiii pot avea o șansă. Deci șansa trebuie să fie a lor și exact din blocuri de acolo să mergem să vedem cum ar putea copiii să ajungă la școală și să nu abandoneze școala. Când v-au prezentat cei de aici, au spus că sunteți părinții acestui gen de întreceri. Spuneți-ne, știu că ați adus din Statele Unite, cum e să veniți la Petrila? Surprinzător, pentru că nu am fost niciodată aici. Cumva noi ne împărțim sarcinile în echipă, nu suntem o echipă foarte mare, suntem doi, eu și Cristache. Și cumva el a pus primul picior aici, plecând cu granturile către echipele din zonă. Și mă bucur să văd atâta bucurie și abnegație și dorință să știe. Chiar îmi spunea profesoara, mentorul echipei Alphabit, că urmează să se mai înscrie încă vreo 3 echipe de aici din zonă, ceea ce e super, pentru că... Ce se aleg ei la final? Îmi spun asta pentru că tinerii caută lucruri din astea, adică vin, dar cu ce mă aleg? Păi noi obișnuim să le spunem de 7 ani încoace, când ne pregătim acum pentru anul al 8-lea. E un fel de școală a vieții proiectul ăsta, nu că faci mai mult decât robotică, nu este doar învăț să montez niște piese, să pun motoare și să fac programare. Învăț să mă prezint, învăț să îmi prezint echipa, învăț să lucrez în echipă, pentru că în învățământul românesc nu te învață să lucrezi în echipă, învăț să depășesc momente de criză, un fel de negociere între copii. Uite, acum aplicăm ideea mea, mâine aplicăm ideea ta, vedem care rezultat e mai bun. Învață partea de marketing, partea de PR, învață partea de startup. Cumva, după 7 ani de proiect, am ajuns să vorbim despre proiectul ăsta ca despre un proiect de startup în STEM. STEM fiind acel acronim de știință, tehnologie, inginerie și matematică. Deci, cu astea se aleg copiii, cu lucruri pe care nu le-ar învăța într-un învățământ formal. Nu e vorba de faptul că nu... Aici aplică, practic, ce învață la fizică, la informatică, la matematică, poate unii au ore de economie în liceu, poate alții gândesc, nu știu, parte de marketing, PR, dacă au programe extracurriculare, management, deci aici chiar au ocazia să le aplice. Și ne spuneau mentori din țară, păi, zice, eu vorbesc cu copiii, fac o ședință de status, așa, ca companiile mari, și apoi fiecare pe grupe se duc pe la companiile pe care le știu de la părinților sau de la cunoscuților, merg, fac prezentări, se duc inclusiv la primării, la consilii locale și participă la tot felul de evenimentele, zilele orașului, pe târg de 1 martie, 2 martie, ca toată lumea din oraș practic să știe despre ei. Deci cu asta se aleg, cu un alt fel de educație și cu o pregătire de viață, cum ziceam.
În primul rând vreau să mă bucur pentru această inițiativă de a face, și dacă știu bine, este prima acțiune pe care Consiliul Județean Hunedoara o face în proprietatea sa, exploatarea culturală Petila. Mă bucură faptul că cluburile de robotică din județul Hunedoara și nu numai și-au dat întâlnire astăzi la Petrila. Mă bucură faptul că după venirea Comisarului European Ferreira, după discuțiile cu cei de la Adria Vest, săptămâna viitoare, pe 31, voi participa la Comitetul de Monitorizare pe Tranziție Justă la Ministerul Investițiilor Europene și sigur banii pe tranziție justă vor veni aici la dezvoltarea a ceea ce a fost mina Petrila. Da, de la mină mergem la construcție de roboți. Eu mă bucur că ia amploare sau mă bucur că sunt din ce în ce mai multe activități la mina Petrila. Felicitări pentru Consiliul Județean, copiii de la robotică, nu numai de la Petrila, și de la Petroșani, astăzi aici, printr-un proiect. Sper la mai mult dezvoltare și sper să fim undeva ca și punct de reper la nivel național cu activitatea asta de robotică, cu mențiunea începută la liceu din Petrila.